Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Deși Bia Khalifa a declarat de mai multe ori că a avut o relație cu Tudor Sișu, acesta neagă totul și spune că modelul OnlyFans îi este prietenă, însă nimic mai mult. Raperul consideră că Bia inventează astfel de lucruri pentru a atrage atenția din partea presei. Sișu a mărturisit că diferența de vârstă este mult prea mare pentru a exista o relație amoroasă între ei. E sora noastră, vine pe la studio, n-am treabă cu ea. Știu că ea zice tot felul de chestii. Dar nu. Ea nebună, face d-astea, agitații d-astea că a văzut că pune presa botul și face ea de nebună așa, dar nu am eu treabă cu chestia asta, îți dai seama, nu. Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani. E sora noastră, vine la studio, e prietena noastră, îți dai seama, o cunoaștem, știm care e treaba cu ea, a declarat Tudor Sișu pentru Cancan.ro. Bia a avut mereu declarații controversate, care au pus pe toată lumea pe gânduri. În emisiunea Sunt celebru, scoate-mă de aici. Deranjată de comentariile lui Cristi Mitrea, aceasta a spus că are 7 iubiți. Tudor Sișu a dezvăluit că este posibil ca Bia să aibă acest număr de bărbați în viața ei, însă tinerii nu ar trebui să o ia drept model, se poate, nu știu, o avea, îți dai seama, dar nu împărțășesc intimități de-astea. Ce să zic, în ziua de azi, nu vezi. Bine măcar că vrea să fie femeie, asta e important, știi. Acum, na, ea nu e un model pentru tineri neapărat. Ea e o tipă care e împăcată cu ea. Foarte dezinvoltă. Face agitație, se inflamează și îi place, că așa sunt copiii și asta e singura chestie. N-avem nicio treabă, nu, a mai spus rapperul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.